Noi anul ăsta am oferit un proiect de țară României prin crearea Commit Global, prima organizație globală pornită din România. Lucrul ăsta este un câștig reputațional fantastic pentru țară. Să poți să spui sistemul informatic prin care anumite instituții din Germania funcționează, sunt construite în România, sau prin care Crucea Roșie duce ajutoare în toată lumea, vin din România. Să ne gândim la, într-o paralelă, la prestigiu și reputația pe care Elveția și Geneva o au de pe urma Crucii Roșii, că până și logo-ul e fix același. Cred că ăsta poate să fie un proiect foarte important de țară pentru România.